despre România cu sinceritate. Marian Ignat are 22 de ani și este din Vrancea. A fost delegat din partea Youth Environment Europe pentru prima săptămână de COP27. Marian e activ pe zona de climate policy, unde simte că e foarte greu pentru tineri să ajungă. Își dorește să vadă o incluziune reală a tinerilor în deciziile pentru climat și vrea să pornească o platformă de acțiune climatică pentru tinerii din România. Bună, Marian, îmi pare bine că ne auzim. Bună, Smaranda! Spune-mi puțin despre ce faci tu, cum ai început și care a fost parcursul tău până la momentul actual. Mai nou am început să-mi asum că fac activist climatic, doar că e un pic greu de explicat ce înseamnă să faci activist climatic, pentru că nu e neapărat ceva concret ca și când ai fi, nu știu, inginer. Ce am făcut în ultimii 2 ani a fost să învăț eu, pentru mine, foarte mult despre schimbările climatice și mai apoi să dau mai departe. Adică am ținut training-uri pentru tineri, apoi ușor-ușor am intrat în zona asta de scris articole. Chiar ieri am terminat un articol despre experiența mea la COP27, abia aștept să fie publicat pe platforma noua. Și de jumătate de an în echipa Youth and Environment am lucrat și pe zona asta de policy, însemnând că am avut niște topicuri pe care am lucrat, zona de securitate, alimentație și mitigare, adică reducerea emisiilor. Și am lucrat foarte mult pe a construi opoziția noastră a tinerilor cu care să mergem apoi la COP27 și pe care să o dăm liderilor europeni, dar în același timp și să informăm tinerii. Pe de altă parte, din ce în ce mai mult am început să folosesc rețelele de socializare pe care eu le am, ca să comunic colegilor mei, cât și în general oamenilor care mă urmăresc, prieteni, mai am și profesori care mă urmăresc, să le explic cât mai mult din termenii și jargoanele din zona de schimbări climatice. E un subiect foarte amplu. Povestește-mi despre cum a fost la COP27. După ce am scris articolul, am stat și m-am gândit că niciodată nu o să reușesc, de fapt, să pun în cuvinte toată experiența pe care am trăit-o acolo, să pot să exprim complet tot ce am simțit și ce am făcut acolo și trebuie să mă mulțumesc, de fapt, cu cât reușesc, de fapt, să procesez și să transmit celorlalți. Aici poate e important de spus că, în ciuda faptului că au fost foarte multe dezamăgiri, adică de la faptul că nu mă așteptam să fie totuși atât de multe pavilioane din partea companiilor sau din partea unor state care să promoveze așa zise soluții care mai degrabă sunt, din perspectiva mea și a multor tineri, soluții false. O să explic totuși un pic cum e împărțit COP-ul. Deci ai o zonă verde care este deschisă pentru toată lumea, adică în principiu pentru cetățenii, fără, n-ai nevoie de nicio acreditare, și apoi zona albastră, care și zona albastră e împărțită cumva în două zone. Pentru zona albastră ai nevoie de acreditare, adică trebuie să treci printr-un proces înainte cu jumătate de ani de a aplica. E un proces logistic care nici eu personal nu știu, pentru că eu în echipă nu m-am ocupat de asta, dar din ce am înțeles este destul de greu, mai ales când nu aplici pentru număr de ecusoane, nu primești numărul de ecusoane, e o bătaie de cap. Și în această zonă albastră, care este zona practic a ONU, deci acolo... Da. Se aplică legea și nu este un teritoriu specific, este o zonă de pavilioane, zeci de pavilioane de la organizații, companii, state, în care fiecare are discuțiile, pregătesc evenimente, discuții, promovează anumite chestiuni și apoi o zonă, din perspectiva mea, mai importantă, zona de negocieri, unde se întâlnesc delegațiile din fiecare stat și discută pe anumite subiecte și negociază, practic, cum avansează discuțiile. Ei, și pentru mine a fost un șoc și o frustrare cumva să văd cât de mult spațiu și cât de multe, de fapt, mai ales, spre exemplu, nu știu, de la anumite țări care au foarte mulți bani din zona asta petrolieră, cât de mult spațiu li s-a atribuit pentru a-și promova viitorul lor verde. Și mi-a dat un pic de anxietate asta în prima zi când mă plimbam și mă gândeam, bun, dacă totuși sunt atât de multe soluții aici prezentate și atât de mulți oameni care vin, uite, nu, avem nature-based solution, ba nu, hidrogen nu știu de care, sau nu, de fapt, energia nucleară o să ne ajute. Mă gândeam cum poți să treci printre ele și să vezi care de fapt e soluția bună. Cine face cu adevărat să ajungem la obiectivul de o încălzire de 1,5 grade Celsius și mi-a dat un pic de anxietate. Dar mai târziu am avut norocul să mă întâlnesc cu mulți alți tineri din Europa, cât și din afara Europei, din toată lumea, care mi-au dat mult mai mult o liniște și o energie pozitivă. Simțeam că la finalul zilei, chiar dacă n-am reușit noi să convingem un negociator sau poate nu a fost cea mai bună zi de punct de vedere al
al progresului, simțeam că eram cu toți împreună acolo și că făceam ce putem să facem din perspectiva noastră de observatori. Pentru că asta e important de știut, noi acolo mergem ca observatori, deci în principiu puterea noastră este limitată la bunăvoința negociatorilor. Adică mergi în sală, de cele mai multe ori nu ai posibilitatea să vorbești, pentru că timpul este limitat și vorbesc doar reprezentanții din fiecare țară. Mai târziu, dacă vrei să vorbești, de exemplu, cu un negociator, stai la bunăvoința persoanei respective sau a delegației respective să te dea timpul de 20-30 de minute să-ți prezinți perspectiva ta acolo. Deci e o putere limitată și cumva poate să devină foarte copleșitor să te gândești, pur și ce fac eu aici de fapt, când simți că nu se mișcă nimic, că n-ai nicio putere. Dar am avut norocul să mă conectez cu foarte mulți tineri de acolo și de fapt să învăț foarte mult despre procesul diplomatic și birocratic, de fapt, că e un proces birocratic foarte complicat. Și să-mi iau foarte multe idei și despre ce aș putea să fac când mă întorc acasă, despre ce vreau să fac de fapt în următoarea perioadă, cum să mă pregătesc mai bine dacă mai merg la un eveniment de genul ăsta. Cred că a fost procesul meu de apărare în fața evenimentului ăsta extrem de copleșitor, să-mi iau victoriile astea micuțe cu care să plec acasă. Și motivul pentru care eu am plecat cu o energie destul de bună. Mai târziu, în următoarea săptămână, am văzut că lucrurile au început să o ia din ce în ce mai în jos, adică orice părea promițător în prima săptămână s-a amânat până în ultimul moment și nu, scopul nu s-a terminat cu o fermitate, așa cum s-a aștepta, cu un plan clar. Băi, numai ca țări, spunem că până în 2030 sau până într-un anumit timp nu mai folosim combustibil fosil, ceea ce nu s-a întâmplat, din păcate. Tu, la momentul actual, locuiești în România? Nu, sunt în Madrid, momentan. Ești la studii sau lucrezi acolo? Am făcut studii aici un an, am fost în Erasmus, din august până în iunie, apoi în iunie am fost plecat, am călătorit în Europa, am stat un pic și în România și de când am plecat din noiembrie am fost din Egipt, am fost înapoi în Italia, din Italia în Lisabona cu un alt proiect și acum m-am întors în Madrid. Mutat temporar ca să pot să-mi termin licența. N-a fost un ciclu complet, am simțit că am plecat obligat și acum simt că m-am întors ca să-mi iau timpul meu de am luat rămas bun de la oraș și în același timp de a mă și liniști un pic în față de ultimele luni care au fost foarte pline. Ce studiai în România? Am făcut științe politice și apoi am plecat aici și am continuat științe politice. Am fost într-un departament de științe sociale și juridice. Științe politice? La universitate sau la SNSPA? La Universitatea București. Cum a fost experiența ta la studii în România în comparație cu cea din străinătate? Să găsesc un cuvânt potrivit. Frustrantă. Da, cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit. A fost o experiență frustrantă din foarte multe puncte de vedere. Primul, nu am simțit că am o comunitate la nivel de colegi cu care eu aș putea să mă conectez și la care aș putea să învăț sau un mediu productiv, nu știu, simțeam că nu aveam puncte în comun, m-am împrietenit cu foarte puțini oameni, nu puteam să avansez o discuție, nu mă refer doar la nivel de științe politice, dar în general, nu știu, adică în afara clasei, dacă are să fie tot într-o notă academică sau nu știu, interesantă, pur și simplu interesantă. Dacă voiam să discut cu cineva despre intersecționalism sau despre COP sau despre schimbări climatice, nu știu, mă rămâneau 3-4 oameni cu care aș fi putut să discut chestia asta. Asta la nivel de comunitate. Tot din comunitate fac parte și profesorii care... E o chestie foarte ciudată aici. La nivel de proces de învățare și predare. De predare, nu pot să spun că mi-au lipsit foarte multe sau că am avut o diferență extrem de mare față de cum se preda la mine la facultate în Madrid. Doar că ce am simțit că era foarte diferit era modul de evaluare. Aici în Madrid aveam foarte multe etape, pas cu pas și conta fiecare lucru pe care îl făceai, fiecare intervenție, aveai multe lucruri micuțe care contribuiau la nota finală și care chiar contau, pe când în România spuneau, da, activitatea contează și nu știai niciodată, de fapt, cine ți-a luat, dacă contează cât ai vorbit, dacă nu contează. Cumva la final era așa, o notă care, de fapt, reprezenta mai degrabă examenul sau cercetarea pe care o făceai. Și atitudinea, asta cred că a fost un plus imens pe care l-am simțit aici în Madrid. Atitudinea pe care mulți profesori o insuflă în sistemul academic românesc și în sistemul preuniversitar, la fel. O atitudine de superioritate pe care o față de tine ca student. Absolut.
ceea ce vine foarte tare în contradictoriu cu modul în care se adresează profesorii în România, pentru că România este totul cu dumneavoastră, un mod este foarte respectuos de a adresa, doar că atitudinea este tot timpul extrem de ostilă. Adică mi-aduc aminte multe cursuri la care nu aveai voie să întârzi nici măcar 5 minute. Dacă întârziai, te dădeau afară. Dacă erai deja în timpul cursului și nu erai atent, puteai să fii dat afară. Ceea ce pentru mine era imposibil de crezut așa ceva. Pur și simplu stăteam și mă uitam în timp ce eram la oră și nu-mi venea să cred că asta se întâmplă într-un sistem academic unde toată lumea are, nu știu, 19-20 de ani, unde, pur și simplu imposibil de crezut. Pe când în Madrid și în Spania, în general, adică e o atitudine complet diferită. Pe lângă faptul că adresarea este mult mai friendly, naturală. Ai profesori care tot timpul sunt acolo să te ajute, care apreciază de fapt orice intervenție pe care ai, orice fel de lucru pe care vrei tu să-l spui și orice opinie pe care o ai este bine primită. Cumva e un mediu mult mai propice învățării. Nu simți că tot timpul trebuie să demonstrezi sau că tot timpul ești privit de sus. A fost o experiență foarte frustrantă în România, adunând toate punctele astea. Eu personal, cu o prietenă pe care o am din copilărie, care am făcut amândoi la FSPUB, ne-am promis că noi masterul nu o să-l facem în România. La master există totuși un pic o diferență, ai un grup mult mai mic de oameni, cursuri mai puține, dar pur și simplu am simțit că nu asta e ceea ce vreau de fapt de la experiența academică. Eu vreau să mă duc într-un mediu în care să simt că mă îmbogățesc, că sunt bine primit, că, bineînțeles, că am o plăcere în a învăța, nu să mă duc doar de dragul de asta e spațiul ăla, nu-mi place, dar trebuie să mă duc. Nu vreau să mai merg cu genul ăsta de idee cu care simt că am fost crescut încă din preuniversitar, simt că am trecut de perioada aia. Ai spus că masterul ai vrea să-l faci în străinătate. Bineînțeles, vorbim acum ipotetic, nu știm niciodată cum decurge viața, dar după master tu plănuiești să te întorci în țară sau ai vrea să rămâi în străinătate? Nu știu, eu am o relație un pic complicată cu genul ăsta de întrebare. În general, cu ideea de mă întorc în România sau nu. Uh-huh. Și asta pentru că simt și asta am resimțit de fapt în foarte multe discuții pe care le-am avut cu mulți prieteni de-ai mei care se plimbă așa în Europa. E o dorință foarte mare, cred că poate vine și un pic din traumă pe care am resimțit-o când a fost pandemia și am fost închiși în casă, literalmente. Da. E o nevoie, mai degrabă, nu vine din zona de plec din România că nu mai suport, ci vine mai degrabă din nevoia de simt că vreau să-mi descoper locuri, oameni, să învăț altă limbă, din nevoia asta de cunoaștere. Și e o curiozitate așa de cum e să trăiești, de fapt, nu știu, în Berlin sau în Paris sau poate și în alte orașe mai micuțe. Și o curiozitate mai degrabă să mă întâlnesc pe mine în locurile astea, pentru că experiența din Madrid n-a fost doar una academică plăcută, ci a fost și personal. Am văzut în decursul anului cum eu mi-am schimbat anumite perspective, mi-am dat voie să mă exprim în modul în care poate în România mă simțeam restrâns. A fost un proces foarte plăcut de a vedea în relația și cu orașul, dar și în relația eu cu mine într-un spațiu complet necunoscut, cum mă dezvolt. Și, sincer, aș vrea să fac chestia asta în continuare. Adică, de asta mi-ar plăcea la master să mă duc în străinătate și pe mai târziu. Dar, în același timp, eu simt undeva, cum să zice, in the back of my mind, în spatele minții mele, acolo, o idee de a mă întoarce în România. Și mă întoarce cu o țintă destul de clară. Eu, făcând și științe politice, făcând și activism, există mulți oameni din societatea civilă care decid să rămână tot timpul în societatea civilă. Și asta e complet ok, pentru că ai nevoie de oameni în societatea civilă care să fie tragă de mânecă clasa politică. Dar eu personal simt că învăț și munca pe care o fac vine și cumva, cel puțin asta văd acum, ca la un moment dat să fac pasul să intru în zona de spațiului public. Asta nu înseamnă neapărat că o să candidez. Chiar dacă mi-aș dori să candidez, de fapt, mi-aș dori să candidez chiar acum cât sunt tânăr și ca să schimb un pic paradigma, să fie reprezentarea tinerilor, mă simt capabil de multe puncte de vedere, să fiu un reprezentant, cred, bunicel, dar mi-ar plăcea să poate să lucrez într-o instituție publică, sau poate să fiu consultant la un partid politic sau la o persoană politică, adică mi-ar plăcea să fac pasul ăsta mai direct în zona de influență a politicilor publice, poate chiar la momentul potrivit chiar să și fiu legiuitor sau parte din guvern. Dar nu știu cum o să mă simt în viitor. Mie mi-ar plăcea să candidez chiar și în 2024, doar că nu simt că am platforma cu care aș putea să fac chestia asta. Nu există niciun partid momentan în România care să-mi satisfacă dorințele și nevoile mele ideologice,
cât și la nivel de cultură organizațională. Ca independent ai nevoie de resurse foarte multe, atât la nivel financiar, cât și la nivel de resurse umane, cât și cred că ai nevoie să te cunoască oamenii ca să poți să ai o șansă. Și există oameni destul de cunoscuți în România care au candidat ca independenți, spre exemplu Valeriu Nicolae, care chiar e o persoană super cunoscută, cel puțin ce face în București și nu numai, și nu a reușit să strângă pragul de semnături. Adică e un proces extrem de greu. Legat de nișa aceasta cu criza climatică, schimbările și policy-urile, cum este abordată situația în România din ce știi tu, fiind un pic mai documentat decât majoritatea? Sunt două fețe a răspunsului ăsteia. Pe de o parte, există niște mecanisme, din nou, birocratice, care există. Adică avem o strategie de dezvoltare durabilă, avem un departament de dezvoltare durabilă care e în guvern și tot felul de grupuri de lucru și văd, este o lipsă foarte mare de discurs politic și discurs public axat pe schimburi climatice, dar într-un mod asumat. Nu există genul ăsta și se vede și în guvern. Nu avem un guvern care să-și asume o direcție clară de neutralitate climatică, de tranziție justă. Există niște, uite, s-a făcut, nu știu, în Ministerul Energiei un grup care să ajute la decarbonizarea sistemului energetic, un nume imens, și au invitat niște oameni din societate civilă și niște experți. Dar în afară de oamenii care probabil o să posteze două, trei chestii pe profilurile lor, nu se știe nimeni nimic ce se întâmplă. Adică eu și în general nu cred că problema e doar pe partea asta de schimbări climatice și dezvoltare sustenabilă, ci în general am observat că e o lipsă foarte mare de comunicare transparentă din partea guvernului și instituțiilor publice. Și dacă există comunicare, ea e făcută foarte prost. Adică am avut, nu că am o afinitate politică, dar cred că singura comunicare plăcută vizual și la nivel de text și care chiar era appealing, a fost cea de acum 2 ani, cred, cea de la Ministerul Sănătății, când a fost Vlad Voiculescu și a avut o echipă super tânără de comunicare. La nivel de culori, de text, totul era mult mai tânăr. Se vedea, da. În rest, după ce s-a terminat, comunicarea a revenit la normal, cu aceeași identitate de PowerPoint și texte scrise de oameni care nu fac comunicare. Și asta e pentru mine foarte problematic, pentru că degeaba creezi tot felul de grupulețe de lucru și nu știu ce mecanisme în interiorul guvernului, dacă ele de fapt, unu, nu sunt deschise societății civile, doi, dacă ele nu sunt clar comunicate și trei, dacă ele nu sunt o prioritate în adevăratul sens al cuvântului. Eu ce aș vrea să văd de la guvernul, nu neapărat ăsta, nu am așteptări foarte mari de la guvernul ăsta, dar la guvernul viitor, poate din 2024, este o agendă publică clară care să prioritizeze tranziția noastră justă și să vedem la fiecare an sau la fiecare jumătate de an care e progresul nostru către un 2030 care este mai echitabil, care este mai verde, planuri pentru secetă, pentru irigații. În timpul verii vin aceleași discuții despre secetă și se transformă discuția asta, în loc să fie una productivă de am făcut până acum chestia asta, urmăm să facem următoarele lucruri, avem nevoie și de cetățeni să facă partea lor, însemnând poate să folosească apa de ploaie și dacă stai la casă, să folosești apa de ploaie și în grădină, nu știu, chestii de genul ăsta, cât timp și statul contribuie la un sistem de folosire a apei uzate, a refolosirea apei uzate. Nu, ce am observat eu vara asta a fost că guvernul nu știu care n-a făcut nu știu ce și avem secetă, după aia erau niște persoane publice care spuneam, avem de fapt încălzire globală, nu avem secetă. Și e o luptă completă, o luptă de dezinformare, după aia e o luptă politică, cine câștigă mai mult capital de imagine. Din nou, cred că se întâmplă și în alte țări, doar că ce am observat eu, poate în alte locuri, este că, unu, ai cel puțin un minister separat făcut pe tranziție justă sau pe dezvoltare sustenabilă, nu doar un departament care face el ce face acolo și dacă intri pe site nu vezi aproape nimic ce se întâmplă, ceea ce e momentan cazul Departamentului de Dezvoltare Sustenabilă. Cu tot respectul, eu personal care îmi doresc să mă implic, nu îmi dau seama ce se întâmplă. Da, văd că există un consiliu consultativ pentru dezvoltare sustenabilă, dar nu văd cum aș putea să contribui și eu la el sau când sunt ședințele sau ce s-a discutat acolo. Da. Nimic.
pe partea asta, totuși, dacă aș putea să termin într-o notă pozitivă, ce observ este că de la firul ierbii, cum s-ar spune, există din ce în ce mai multe inițiative care să fie mai racordate la realitatea pe care o trăim acum și mai ancorate în nevoia de tranziție justă. Adică avem organizații care fac din ce în ce mai multe proiecte de genul ăsta, avem publicații care scriu din ce în ce mai mult despre schimbările climatice, despre tot ce vedem, de fapt, în timpul anului și cum se explică ele legat de schimbările climatice. Avem, spre exemplu, uite, Infoclima scrie foarte mult bazat pe știință și cercetători, încearcă să-și schimbe modul de comunicare și să facă cât mai accesibil pentru cât mai mulți oameni. Apoi alte publicații folosesc informațiile pe care le postează Infoclima, cum este platforma pentru care scriu și eu acum, NOA, care e o platformă nouă de educare a generației, atât de copii și tineri, cât și a nouă, a generației de părinți, legat de problemele actuale cu de mediu. Adică cumva simt că cu atât ce și eu petrec mai mult timp în bula asta, parcă prind un pic de speranță, doar că din nou e o bulă. Și mă gândesc, odată ce scot capul din bula asta, câți oameni de fapt văd, la cât de mulți oameni ajung de fapt. Exact, exact. Informația bazată pe știință sau cât de mulți oameni poate știu ce înseamnă emisiile cu efect de seră. Simt totuși că există parcă un zoom zet acolo, parcă simt că se amplifică. Ce am observat eu e că nu că ar fi foarte reprezentativ să spui, da, avem influenceri pentru educație de mediu sau care fac activism și asta înseamnă că avem de fapt și o societate sau publicul este mai educat. Dar în adevăratul sens al cuvântului, dacă te uiți, nici nu ai cum să te aștepți de fapt ca oamenii să fie mai deschiși către genul ăsta de informații dacă nici măcar nu ai formatori de opinie. Eu am rămas șocat în timpul verii pentru că fac și fact-checking cu cei de la Factual. Luăm declarații publice de la politicieni și mai nou și de la personalități publice și apoi le facem verificări cu cifre pe ele, să vedem dacă e adevărat sau nu. Normal că ești mai predispus să nu crezi în schimbări climatice dacă vezi că prezentatorul X sau persoana publică Y spune nu, de fapt, nu avem, că dintotdeauna suntem așa, iau niște informații de pe Wikipedia și le postează pe profilul lor. Adică când nu ai un contraformator de opinie care să amplifice, de fapt, un mesaj bazat pe realitate și pe știință, e mult mai ușor, de fapt, să cazi în chestia asta. Pentru că, până la urmă, nu poți să te bazezi pe fiecare individ. Pe de-o parte, nu toată lumea are resursele de timp sau de a căuta, de a ști unde a căuta, cât nici de înțelegere. Nu poți să, și nici nu poți să te bazezi, de fapt, pe că toată lumea o să stea să-ți caute ba pe schimbări climatice, după aia dacă e o altă probleme, las cu fiecare o să-și caute să învețe singur. Nu toată lumea e autodidactă. Și eu personal învăț foarte multe lucruri de la oamenii pe care îi urmăresc pe Instagram. Dar e un proces de a-mi selecta cine e valoros, cine are o opinie în care pot să am încredere. Eu sincer aș muta un pic lupa de pe individ către sistem. Problema eu nu cred că e faptul că consumatorilor le este greu acum să renunțe la un produs cu care s-au obișnuit. Problema e de fapt că producătorul în sine, știind toate motivele pentru care n-ar trebui să comercializeze produsul ăsta, tot l-a pus pe piață. Acolo mi se pare că e o problemă mult mai gravă. Pentru că poți să stopezi sau să ameliorezi o problemă la nivel de sănătate și la nivel de sănătate publică, cât și la nivel de sănătate ambientală, de la rădăcină. Față de acum când deja răul e făcut, îmi dau seama, e mult mai ușor de văzut în jurul nostru oamenii care poate nu contribuie la o schimbare socială. Dar eu cred că ar trebui să fim mai înțelegători, de fapt, cu oamenii din jurul nostru, pentru că și dacă fiecare dintre noi și-ar schimba comportamentul individual, o schimbare profundă tot trebuie venită de la nivel sistemic, adică de la corporații, de la guverne. Și atunci eu încerc de fiecare dată când văd în jurul meu oameni poate care, nu știu, nu sunt atât de conștienți de amprenta pe care o lasă în jurul lor, încerc să port o discuție cât mai empatică și să nu pun presiune pe individ, pentru că, de fapt, la nivel sistemic, până și poluatorii, care au, de fapt, responsabilitatea cea mai mare de a-și adresa modul prin care produc, au această narativă de a pune focusul foarte mult pe individ. Pe individul care ar trebui să cumpere lucruri care, de fapt, sunt cât mai prietenoase cu mediul, care ar trebui să
fie nu știu cum, să facă nu știu cum, dar de fapt alternativele sunt foarte puține sau dacă există ele sunt foarte scumpe. Înțeleg de fapt că și eu uneori mă găsesc foarte frustrant, mai ales până și în grupurile de activiști, sunt foarte surprins uneori când văd anumite comportamente care n-ar trebui să fie, cel puțin la nivel de dietă. Eu personal am fost foarte șocat văzând activiști de mediu care mâncau, nu știu, carne sau pește. Dar mi-am dat seama că dintre toate lucrurile cel mai greu e de schimbat, de fapt, comportamente și obiceiuri și percepții. E foarte greu de schimbat chestia asta. Și atunci încerc prin propriul meu exemplu și prin conversații care să fie cât mai deschise și cât mai puțin critice la nivel de a ataca cealaltă persoană. Eu sper că ușor, ușor oamenii o să ajungă la un moment de aha, cred că ar trebui totuși să schimb chestia asta. Cred că ar trebui, nu știu, să nu mai fumez, că nu e bine nici pentru mine, cât nici pentru mediu. Sau poate ar trebui totuși să nu mai fac alte lucruri care cred eu că nu sunt ok. În timpul pandemiei am făcut un curs care era gratuit de fericire și unul dintre lucrurile pe care le învățai la început era că este o concepție greșită că dacă știi ești mai aproape de a face, dacă știi te poate ajuta, dar de fapt nu te duce mai aproape sau nu e implicit și faptul că dacă știi anumite informații despre schimbări climatice că și despre, nu știu, de a avea mai multă grijă de tine sau despre sănătate, că te va și ajuta de fapt să faci chestia asta. Sunt alte lucruri de la a ști la a face care contribuie. Motivație, factori sociali, economici, foarte multe lucruri care intervin în drumul ăsta de la știu la fac. Îți mulțumesc pentru discuția de astăzi. Mult succes în continuare. De-abia aștept să citesc articolul despre COP27 și în general să mai aud ce întreprinzi. Mersi mult și eu pentru invitație și stai pe aproape. Poate you join. Da. Între inițiativele sau acțiunile pe care le fac. Despre România cu sinceritate.